În Divina Vindecare, la pagina 484, serva lui Dumnezeu scrie următoarele lucruri. Dumnezeu îngăduie ca oamenii să fie plasați în poziții de răspundere. Când ei greșesc, El are puterea de a-i îndrepta sau de a-i îndepărta. Ar trebui să fim prevăzători, să nu luăm în mâinile noastre lucrarea de a judeca, lucrare care îi aparține lui Dumnezeu. Aș dori în această ocazie să privim mai îndeaproape la această problemă deosebit de importantă. Aș vrea să învățăm împreună ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la poziție sau funcție în Biserica Rămășiței. Aș vrea mai întâi să vă întreb. O realitate faptul că în mijlocul nostru astăzi avem multe probleme din cauza acestui aspect? Când vine vorba de alegeri, când vine vorba de poziție, cine să fie președinte, cine să fie trezorier, cine să fie secretar, cine să conducă aici în biserica aceasta, cine să fie ales prezbiter, cine să fie pastor aici, cine să ocupe un loc la Uniune, dar cine să fie la diviziune și așa mai departe. Vreau să vă întreb, există probleme în zona aceasta? Frații mei, dacă este o zonă în care sunt mai multe probleme, conflicte, neînțelegeri, unde se nutresc mai multe simțăminte de ură, de invidie, de mânie chiar. Și unde se practică mai multă, cum să spun eu, mai multă șiretenie și manipulare și control. Este această problemă pe care aș dori să o discutăm. Din păcate, o spun, istoria se repetă. Vă amintiți când Domnul Hristos se apropia de ultima criză a vieții Lui? Știați că acea criză a Domnului Hristos din grădina Ghețeman reprezintă criza noastră când se va da decretul duminical? Sora White face această paralelă. Ea spune că prin ucenicii care au dormit în noaptea aceea în grădina Ghețeman, este reprezentată o biserică adormită în timpul sfârșitului. Unde ne aflăm noi acum, frații mei? În grădina Ghețeman. Și ce așteptăm noi? Așteptăm să vină gloata. Preoții de la templu, uniți cu armata romană, biserica și statul se unesc. Iar când s-au unit, frații mei, începe persecuția asupra poporului Dumnezeu. Însă vreau să vedeți care este îngrijorarea lui Hristos. Pe măsură ce această criză se apropie și Domnul Hristos vede că vine pericolul, noi, în mijlocul bisericilor noastre, în loc să dăm pe față acel spirit care s-a manifestat în ziua cincizecimii, în loc să punem la o parte diferențele dintre noi, în loc să ne umilim și să ne plecăm cu toții la picioarele Domnului Isus și să fim dispuși să ne spălăm picioarele unii altora. Noi suntem într-o luptă continuă, căutând să fim primii. Întrebarea aceasta pe care a rostit-o Isus în dreptul ucenicilor săi se aude astăzi în toate bisericile poporului Dumnezeu. Cine să fie mai mare? Cine să fie primul? O competiție și o luptă continuă, care generează o neliniște continuă în sufletul și în mintea multora dintre copiii lui Dumnezeu. Este acesta planul lui Dumnezeu, frații mei? Vreau să vedeți ceva. Înainte ca să înceapă criza aceasta, poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă printr-o experiență în care toată această ambiție nesfântă de a fi primul, de a fi în fruntea celorlalți, trebuie să dispară din inima noastră. Noi trebuie să ajungem acolo încât să fim dispuși să fim ultimii. Să fim la fel de fericiți dacă suntem într-o poziție înaltă și la fel de fericiți dacă suntem în cea mai de jos poziție. Frații mei, noi trebuie să ajungem la această experiență, spuneam. Și Dumnezeu vrea să-și pregătească poporul. N-a încercat Iisus să-i pregătească pe cei 12. Acum, haideți să studiem puțin despre această problemă. Ce ne spune nouă paragraful aici mai întâi? Spune că Dumnezeu îi îngăduie pe oameni în pozițiile de răspundere. Și v-aș propune să nu încercați să judecați modul în care Dumnezeu alege să procedeze.
când vine vorba de așa ceva. Pentru că Dumnezeu îngăduie oamenii în poziții de răspundere. Iar când ei greșesc, El are putere să facă două lucruri. Haideți să vedem care sunt cele două lucruri. Primul, ori să-i îndepărteze, ori să-i corecteze. Acum, care din cele două credeți că este cel mai aproape de inima lui Iisus și de metoda pe care ar folosi-o Domnul Hristos? Cum vi-l imaginați pe Domnul Hristos? Este El unul care, în mod arbitrar, dar și într-un mod foarte dur, atunci când cineva a făcut cea mai mică greșeală, să spună, gata, la o parte cu tine, tu nu ești bun aici. Îl vedeți pe Iisus în așa fel, în acest fel? Ca unul foarte exigent și dur și arbitrar? Nu, frații mei. Domnul Hristos este exact invers. Vreau să mă întreb, cât de mult l-a așteptat Domnul Hristos pe Iuda? A fost în cercul intim al Domnului Hristos, dar în cercul apropiat. De ce i-a permis Dumnezeu să stea acolo, în primul rând? Și de ce Dumnezeu i-a permis atât de mult? L-a lăsat până în ultima clipă. Frații mei, câtă răbdare a avut Dumnezeu cu Iuda? Dragostea lui Dumnezeu strălucește cel mai puternic în exemplul acesta, când priviți la modul în care El s-a raportat la Iuda. Un om apostaziat, fără scrupule, șiret, viclean, șmecher, putem să-l numim, care făcea tot felul de lucruri păcătoase, folosea banii sfinți al lui Dumnezeu într-un mod greșit. Avem astăzi în mijlocul nostru oameni ca Iuda? Știți ce spune Spiritul Profetic? O grămadă avem. Sunt mulți asemenea lui Iuda în mijlocul poporului Dumnezeu. De ce Dumnezeu îi lasă să fie în pozițiile acelea? În ciuda faptului că ei sunt corupți. Știți de ce, prieteni? Pentru că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu vrea să-i corecteze sau să-i îndrepte. Și El știe până unde este necesar ca acei oameni să fie ținuți în pozițiile acelea de răspundere. Însă când Dumnezeu vede că a sosit momentul, ca oamenii aceia să fie îndepărtați, cuvântul ne spune clar că El va face lucrul acesta, nu eu. Acum vreau să înțelegem o problemă foarte importantă. Citeam în Daniel capitolul 4 și haideți să deschidem să mai citim o dată. Pentru că, frații mei, dacă noi nu prindem gândul acesta și aș vrea să-l înțelegem de la început, noi vom avea o viață neliniștită, tulburată, stresată, eventual vom muri prematur din cauza stresului, în dorința aceasta de a ajunge mai sus, de a călca peste alții și a ne ridica noi mai sus decât. Haideți să vedem. Daniel capitolul 4 cu versetul 35. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea Lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să zică, mă scuzați, să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică ce face. Frații mei, tot aici în cartea lui Daniel, dacă găsesc acum pasajul acesta, aș vrea să înțelegem următorul lucru. Știați, frații mei, că Dumnezeu este acela care pune pe împărați și care îi dă jos pe împărați? Și că El are puterea să facă cum vrea? Nu mi-amintesc acum unde este acest pasaj. Însă aș vrea să înțelegem următorul lucru. Daniel capitolul 2. Vă amintiți când Daniel a interpretat visul lui Nebucadnețar? Dacă mi-amintesc bine, aici spune David, spune Daniel, profetul Daniel, îi spune împăratului că Dumnezeu este acela care ridică pe unul și... Haideți să vedem, versetul 21, l-am găsit. Daniel capitolul 2 cu 21. El schimbă vremile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. Fiți atenți! Se referă aici doar la biserică? Nu! Adică vreți să spuneți că Dumnezeu are control și asupra națiunilor acestui pământ? Vreți să spuneți că Iohannis este președintele României pentru că Dumnezeu a îngăduit? Cu siguranță! Are Dumnezeu control chiar și asupra acestor lucruri? 100%, frații mei! Acum unii ați putea zice, bine, dar cum poți să spui tu așa ceva când noi știm că oamenii aceștia, în mod intenționat, ei au făcut niște mișcări acolo, niște lucruri, așa încât să-l pună pe el în funcție? Frații mei, e adevărat că omul, haideți să explic lucrul acesta clar, e adevărat că omul are libertate de alegere și că Dumnezeu nu se interpune. Dumnezeu lasă pe om să aleagă ceea ce el dorește. Dar vreau să vedeți un lucru.
Sfera în care se mișcă omul este reprezentată prin acest cerc. În sfera aceasta, omul încearcă să facă ceea ce el dorește, de multe ori fără Dumnezeu. Însă vreau să știți un lucru. El este în ce am spus în sfera aceasta, în cercul acesta. Iar Dumnezeu, frații mei, este deasupra acestui cerc. Adică orice ar încerca să facă omul este tot în controlul lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Nu iese în afara, în afara puterii de a coordona sau direcționa evenimentele lumii acestea. Spune sora White într-un loc că toate lucrurile care se întâmplă în națiunile din lumea aceasta, la momentul de față, sunt controlate, sunt permise, sunt ținute sub control de Dumnezeu în măsura în care El vede că este bine pentru a conduce în același timp biserica sau la biruința finală. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-i permite nici măcar lui Satana să facă ce vrea el. El are locul lui în care poate să acționeze, dar acel loc este stabilit de Dumnezeu. Deci, frații mei, haideți să clarificăm o problemă. Este Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor? Este adevărat că Dumnezeu pune pe împărați, coboară pe împărați, pune pe oameni, îi pune în poziție de răspundere, îi dă la o parte? Este aceasta însă treaba omului? Niciodată. Ascultați-mă. Dumnezeu n-a dat niciunui om de pe acest pământ responsabilitatea de a se ocupa de aceia care sunt în anumite poziții de răspundere și de a spune, tu dă-te jos sau tu du-te acolo. Aceasta este strict problema lui Dumnezeu. Acum, pe măsură ce studiem, o să înțelegem cât mai bine problema aceasta. Însă de ce am spus acest lucru în introducere, frații mei? Vreau să observați ceva. Când Moise a fost ales de Dumnezeu ca lider, era el deasupra tuturor? Era. Știți pentru unii dintre noi astăzi ce ar însemna acest exemplu? Când ne gândim la Moise că era cel mai mare? Noi ne gândim la putere, ne gândim la ambiție, ne gândim la o oportunitate specială de a face ce vrem noi. Adică este vorba de favoritism. E ca și cum Dumnezeu îl favorizează pe unul mai mult decât pe altul. Însă poziția nu are nimic de a face cu acest lucru. Haideți să vedem cum explică Dumnezeu acest adevăr. Faptul că Moise era în acea poziție de răspundere, da? Care era mai înaltă sau era deasupra tuturor celorlalți, nu are de a face cu puterea și cu favoarea, că el este favorizat, ci el era mai mare din punct de vedere a responsabilității. Deci în timp ce noi toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, există o diferență între noi când vine vorba de responsabilitatea pe care Dumnezeu așează asupra noastră. Răspunderea lui Moise era mai mare decât a celorlalți. De ce? Pentru că el trebuia să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru întreg poporul. Dar vă amintiți că Dumnezeu i-a spus lui Moise să aleagă căpetenii peste 1000, peste 100, peste 50? Deci erau oameni care răspundeau și de un grup mai mic de oameni? Erau. Și acesta este planul lui Dumnezeu cu privire la conducere. Însă vreau să observați un lucru. Vă spuneam mai înainte, dacă noi nu vom reuși să înțelegem acest principiu și acest mod prin care Dumnezeu lucrează în biserica sa de astăzi, noi vom fi tulburați și neliniștiți în experiența noastră creștină. Întotdeauna vom fi într-o luptă continuă de a câștiga, da? De a lupta, de a da o parte pe altul pentru ca eu să iau locul. Pentru ca eu să fiu primul. Vreau să ascultați următorul gând. Avem un exemplu deosebit în Cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să înțelegem foarte bine cum să ne raportăm la această problemă. Însă mai întâi, mai vreau să vă aduc un gând în atenție. Știți ce s-a întâmplat într-o ocazie când un anumit om, care era slujitor al lui Dumnezeu, sau făcea parte din poporul lui Dumnezeu, a încercat să-L ajute pe Dumnezeu în problema aceasta? Este vorba despre Uza. Biblia ne spune că atunci când chivotul lui Dumnezeu era dus dintr-un loc în altul, acest preot, bănesc era preot pentru că era din seminția lui Levi, spune că mergea de o parte și de alta a chivotului. Și la un moment dat, carul zice că s-a mișcat și el a întins mâna, frații mei, să-L ajute pe Dumnezeu. Adică a pus mâna ca să nu cumva să cadă.
Ce s-a întâmplat în momentul următor? Dumnezeu l-a lovit și a murit pe loc. De ce Dumnezeu a procedat așa? Ce lecție vrea Dumnezeu să învățăm noi astăzi despre această situație? Vreau să vă întreb, este greșit ca noi să procedăm în acest fel? Ce înseamnă a întinde mâna și a-L ajuta pe Dumnezeu? Vreau să vă citesc încă o dată gândul pe care l-am citit la început. Ar trebui să fim prevăzători, să nu luăm în mâinile noastre lucrarea de a judeca, lucrare care îi aparține cui? Lui Dumnezeu. Deci haideți să ne mai gândim o dată. Când Uza a întins mâna, el s-a băgat în responsabilitățile care îi aparțin lui Dumnezeu. Nu era treaba lui să facă lucrul acela. Cunoașteți astăzi oameni care iau sabia și care încep să taie capul la oameni? Da? Să zicem că cineva a greșit la conferință, la Uniune. Aud despre faptul că omul acela a greșit. Și imediat, în următoarea zi sau în următoarea săptămână, rostesc un mesaj și începe și îl, da, îl taie pe acest om înaintea oamenilor. Amintește de greșeala lui și îl expune înaintea altora. Frații mei, acum este lucrarea aceasta de a judeca ceea ce se întâmplă? A lui Dumnezeu. Iar când eu îmi asum această responsabilitate de a face lucrarea lui Dumnezeu pe care el n-a dat-o nimănui, eu procedez asemenea lui Uza și în momentul acela Dumnezeu poate să zică, până aici. Noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu atunci când luăm atitudine pentru niște lucruri pe care nu ni le-a dat Dumnezeu și nu sunt în răspunderea noastră. E adevărat că în biserică sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le facem și altele pe care nu? Așa este. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a cerut din partea noastră să le facem ca slujitori? Dumnezeu spune să stăm pe ziduri și dacă vedem că vine răul, ce să facem? Să strigăm. Adică noi avem o lucrare de a mustra păcatul, de a rosti o mărturie directă, solia către Laodiceea, care se aplică atât laicilor cât și conducătorilor. Dar una, fiți atenți, una este să rostești un mesaj de mustrare, de îndreptare la adresa Bisericii lui Dumnezeu. Și alta este ca tu să te ocupi de problema unui individ. Faptul că el a greșit și faptul că el n-ar trebui să mai fie în poziția aceea pentru că a greșit și că este atât de apostaziat încât dacă noi nu plecăm din biserica aceasta vom merge cu el la pierzare. Frații mei, aceste lucruri nu sunt responsabilitatea noastră. Dumnezeu răspunde de această problemă. Și am face bine ca noi să tragem mâinile noastre înapoi și să nu ne atingem de chivotul lui Dumnezeu. Aș vrea să vedeți cum se descoperă acest principiu, acest lucru. În exemplul cu Saul și David. Și vreau să ascultați un gând pe care îl prezintă Spiritul Profetic. Divina Vindecare, pagina 484. Spune așa, purtarea lui David față de Saul reprezintă o lecție. Haideți să vedem încă o dată. Purtarea lui David față de Saul reprezintă o lecție. Vă amintiți ce s-a întâmplat cu Saul și cu David? Haideți să mergem puțin înapoi în timp. Când a fost ales David ca împărat? Sau când a aflat David că urma să fie împărat al lui Israel? Cu mult timp înainte de a deveni împărat. Sunteți de acord? Cine l-a uns pe David? Samuel. Adică cine? Profetul lui Dumnezeu. Deci această chemare a lui David la poziția de președinte, da? Pentru că este ceea ce a fi astăzi președintele, i-a fost făcută de Dumnezeu prin profetul Samuel cu mult timp înainte. Dacă astăzi Dumnezeu ar face la fel cu unii dintre noi și ne-ar veni și ne-ar transmite acest mesaj prin cineva și ar spune, uite, tu o să fii președintele conferinței sau Uniunii din România. Frații mei, mă credeți că în momentul în care omul acela ar afla că el va fi președinte, el n-ar mai încăpea în cămașa și în haina lui.
Și cei care sunt în jurul lui, mulți dintre cei care astăzi vorbesc în mod liber cu el, n-ar mai avea loc în omul acesta. Mulți care sunt prieteni lui apropiați acum s-au dat la o parte. De ce? Pentru că, știți, se schimbă ceva. Adică urmează să fiu președinte. Eu nu pot să stau cu oricine, să mă raportez la oricine în același fel. Mă înțelegeți, da? Frații mei, ce se întâmplă cu omul acesta în momentul în care îl aude că va fi președinte? Ceva pune stăpânire pe el. Ce este aceea? Mândria, frații mei. Dar haideți să vedem ce a făcut David. Spune că David, când a auzit asta, n-a zis: știi ce, tată, lasă-mă cu oile și cu lucrarea asta de cioban, că uite, Dumnezeu mi-a spus că eu voi fi împăratul lui Israel. Cum vrei tu să stai la oi? Adică e o josire pentru mine lucrul acesta. Așa a spus David, frații mei. I-a zis la tatăl lui că de azi înainte caută pe altul, că eu nu mai am treabă cu asta, eu mă pregătesc să fiu președinte? Nu, Biblia spune că David s-a întors înapoi și a stat acolo până când providența lui Dumnezeu l-a chemat. Apoi noi știm ce s-a întâmplat mai departe. Saul este împărat. La un moment dat caută să-l omoare pe David, frații mei. Îl urmărea peste tot să ia viața. Acum fiți atenți. Era Saul un om credincios? Nu. Era apostaziat afară din cale. Era un om stricat, un om rău, care făcea mare rău lucrării lui Dumnezeu. Mă întreb de ce Dumnezeu totuși l-a ales pe Saul în acea poziție sau i-a permis să fie în acea poziție dacă știa că va fi atât de rău. V-ați pus vreodată întrebarea asta? Haideți să ne gândim. Saul face ceea ce face. Vine momentul când el caută să-l omoare pe David. Vă amintiți cum situația se răstoarnă și la un moment dat David vede un moment prielnic pentru a-i lua viața lui Saul. Haideți să mai stabilim ceva. Știa David clar din partea lui Dumnezeu că el urma să fie împăratul? Că el urma să stea în haina pe care o purta Saul în curând? Știa, frații mei. Era Saul un om care făcea rău lucrării lui Dumnezeu? Așa este. Știți că oamenii lui David, când l-au întâlnit în peștera aceea, i-au spus: David, uite cum lucrează providența lui Dumnezeu. Acum e momentul. Taie capul. Ce a făcut David, frații mei? A spus: nu. Cum aș putea eu să mă ating de unsul Domnului? Frații mei, era sau unsul Domnului? Chiar așa apostaziat și corupt cum era el? Da. Frații mei, ce lecție învățăm noi de aici? Că este treaba lui Dumnezeu pe cine pune în poziții de răspundere. Și noi nu avem nicio treabă să ne amestecăm acolo. Modul în care a procedat David ne arată modul în care Dumnezeu vrea ca noi să procedăm în aceste vremuri. Sunt oameni ca Saul în biserica lui Dumnezeu astăzi. Mulți. Și ce facem noi când vedem că apostaziază și când vedem că sunt răi afară din cale și că mai mult împiedică și îngreunează desfășurarea lucrării lui Dumnezeu? Dar cine ține acolo, frații mei? Putea Dumnezeu să-l ia pe Saul și să-l dea la o parte într-o clipă? Putea. Mă întreb de ce Dumnezeu l-a lăsat să continue. Frații mei, fiți atenți la felul în care vă raportați la cei care sunt puși în poziții de răspundere. Acum, înainte de a merge mai departe, aș vrea să clarificăm o altă problemă și am să vă citesc un alt paragraf. Un paragraf care valorează cât mulți bani, frații mei, și multe lucruri de valoare în aceasta. E mai mult decât acele lucruri. Pentru că ne va ajuta să ne păstrăm o atitudine potrivită în timp ce Biserica lui Dumnezeu trece prin această furtună, frații mei. Este un timp greu. Haideți să vedem un lucru. Știați că Dumnezeu uneori se folosește de lucrurile rele din lumea aceasta pentru a-i pedepsi pe cei rei din biserica sa? Nebucadnețar, ca exemplu. Sau Hazael, în poporul Israel. Dumnezeu poate să ungă un împărat păgân să pedepsească pe poporul său neascultător. Acum, vă dau un alt exemplu. Vi s-a întâmplat ca și copil la un moment dat să aveți momente în care să spuneți: Doamne, dar de ce mi-ai dat mie pe acest tată și de ce mi-ai dat-o mie pe această mamă? De ce? Nu puteai să-mi dai alți părinți mai buni? Uite, și tu nu vezi cât de încăpățânat e tatăl meu, nu vezi cât este de rău, nu vezi cât este de, cum să spun, mă supără întotdeauna, mă scoate din sărite. De ce nu m-ai ajutat și eu să am o mamă mai bună, o mamă mai cum se cade?
V-ați pus vreodată această întrebare? Ați fost tentat să spuneți, Doamne, mi-aș fi dorit să fie altfel? Frații mei, cine a permis lucrul acesta? Dumnezeu l-a permis. Știa Dumnezeu ce părinți vei avea? Cu siguranță. L-a permis El. L-a permis. Vreau să înțelegem că Dumnezeu lucrează diferit de modul în care noi gândim. De aceea, haideți să fim foarte atenți. Să nu facem greșeala lui Uza și să punem mâna pe slujitorul său. Și poate unii vă gândiți în timp ce vorbesc acum, bine, dar unde intervine problema corectării, amstării păcatului și a tuturor acestor lucruri? O să vedeți imediat, prieteni. Așteptați puțin. Vă citesc paragraful. Evenimentele ultimelor zile, pagina 52. Nu trebuie să ne îndoim sau să ne temem că lucrarea nu va reuși. Va reuși lucrarea, frații mei? Da, 100%. Sunt mii de frați în Biserica Adventistă care se ridică și spune că lucrarea asta nu va reuși. Însă, frații mei, eu fac un singur lucru. După ce am auzit pe toți cu vocile lor și cu argumentele lor, eu mă întorc la Cuvântul lui Dumnezeu, iau acest gând și îl citesc. Așa cum vi-l citesc vouă. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu acum. I-am auzit pe oameni, haideți să ascultăm ce spune Domnul. Nu trebuie să ne îndoim sau să ne temem că lucrarea nu va reuși. Ascultați de ce. Dumnezeu se află în fruntea lucrării. Păi, frații mei, noi credeam că se află Ted Wilson în fruntea lucrării. Ted Wilson în fruntea lucrării? Acum, care din ei? Moise sau Dumnezeu? Ted Wilson sau Dumnezeu? Dumnezeu, frații mei, se află în fruntea lucrării. Moise și Ted Wilson sunt doar niște instrumente, dar Dumnezeu stă în fruntea lucrării și El conduce totul. El ține totul sub control. Ascultați. Și El va pune totul în ordine. Frații mei, e ca și cum dai un telefon, ai nevoie să rezolvi ceva important și suni un avocat. Și spui, uite, cazul ăsta e foarte serios, trebuie neapărat să mă ajuți. Îl suni, îi spui despre ce este vorba și la urmă avocatul spune, stai liniștit, eu rezolv totul. Până săptămâna viitoare, cazul este rezolvat. Vreau să mă întreb, cum reacționăm noi când un avocat ne promite lucrul acesta? Începem să ne frământăm și să spunem, măi, dar omul ăsta, nu sunt sigur dacă va face asta chiar așa cum a spus. Hai să mai caut și la altul între timp, hai să mă mai duc și în partea aia și te zbați și te chinui și încerci tu să rezolvi cum... Așa facem, frații mei? Nu! Avem încredere că dacă omul și-a dat cuvântul, așa este. De ce nu putem crede și pe Dumnezeu aici? Că Dumnezeu și-a dat cuvântul că va face asta. El spune că va pune totul în ordine. Observați ceva. Nu spune că va pune în ordine câteva cazuri și acolo. Totul! Ascultați. Dacă problemele vor impune o rearanjare a celor care se află în fruntea lucrării, da, e vorba de acei oameni pe care noi îi bârfim de multe ori și îi criticăm. Dacă problemele impun o rearanjare, Dumnezeu, nu Adrian, frații mei, și puneți-vă numele fiecare acolo. Nu noi, ci Dumnezeu spune. Se va îngriji de aceasta, și acum este partea cea mai interesantă, și va face ca orice rău să lucreze spre bine. Eu nu pot să vă explic cum Dumnezeu poate face așa ceva, dar El este infinit. Adică orice lucru rău care se întâmplă, Dumnezeu îl schimbă în ce? În bine. A făcut Dumnezeu asta și în cazul lui Iosif? S-au gândit frații lui să-i facă rău? A schimbat Dumnezeu răul acela într-un mare bine, frații mei? Oh! Zilnic se întâmplă asta în lucrarea lui Dumnezeu. Și noi suntem orbi din cauza unei atitudini, frații mei, care dă pe față spiritului Satan. Continuăm să studiem. Vreau să mă ascultați. Mă ajută gândul acesta să știu ce atitudine s-a cu siguranță. Acum vreau să clarific o problemă foarte importantă. Ceea ce am spus până acum, prin ceea ce am spus până acum, nu înseamnă că eu trebuie să trec de partea acelora care simt că trebuie să lase impresia mereu că biserica nu greșește niciodată. Fiți atenți ce vă spun. Eu nu trec de partea acelei tabere, acelor oameni, care în inima lor simt și cred că biserica nu greșește niciodată și caută să lase această impresie înaintea altora. Sau acelora care, chiar dacă biserica a greșit, știți ce fac când biserica greșește? Închid ochii imediat. Refuză să vadă adevărul acesta. Refuză să-i dea dreptate. Adică ei cumva, ei luptă în continuu. Și se străduiesc.
ca orice greșeală pe care o face un lider sau biserica să fie pusă deoparte și să spune nu frate, n-a greșit biserica. Nici atunci când e clar că a greșit. Frații mei, eu nu sunt cu tabăra acestor oameni. Și nici nu mă interesează să fac tabără împreună cu ei. Pentru că acești oameni nu sunt sinceri. Ei nu sunt sinceri când fac lucrul acesta. Noi n-avem nimic de... Noi n-avem de făcut o lucrare prin care să aducem înaintea oamenilor faptul că biserica aceasta nu are greșeală, frații. Sau să o apărăm cu toată forța noastră, ca nu cumva cineva să vadă că biserica a făcut greșeli. Nu, frații mei. Biserica a greșit în trecut. Greșește în prezent și va greși în viitor. Dar în același timp, nici nu vreau să mă unesc cu acei oameni care, asemenea lui Uza, întind mâna asupra chivotului să-L ajute pe Dumnezeu în lucruri care nu sunt responsabilitatea lor. Dumnezeu n-a dat nimănui această lucrare. Cine a spus că va face o rearanjare a lucrurilor dacă este nevoie în fruntea lucrării? Cine se va ocupa de toate aceste lucruri? Dumnezeu, pentru că este doar problema Lui. Strict problema Lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc în continuare. De fapt, aici aș vrea să vă aduc două exemple în atenție. Și aș vrea să înțelegem de ce este important ca noi să nu punem mâna pe ceea ce aparține lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, dacă auzim mâine că la Uniune aici s-a întâmplat ceva și că un lider a făcut o greșeală, da? În conducerea lucrării, în ceea ce îl face acolo. Și după aia urmează alegerile. Eu sunt lucrător în câmpul acesta și mă duc la Uniune și spun așa, fraților, dacă omul acesta mai rămâne în poziția lui, ca președinte, încă un mandat, vreau să știți că eu mi-am dat demisia, eu nu mai lucrez până astfel de om. Dar dacă îți veți pune pe fratele X și să zicem că nominalizează pe cineva, atunci, da, voi rămâne în continuare. Vreau să mă întreb, este corectă atitudinea aceasta? Nu este corectă. Pentru că nu e treaba mea cine se află în poziția aceea de răspundere. Nu e treaba mea. E treaba lui Dumnezeu. Că oamenii fac tot felul de lucruri și încearcă uneori să pună pe cine vor în poziții și se întâmplă asta și așa. Frații mei, asta este o altă problemă. Am citit că Dumnezeu îngăduie. Deci până la urmă totul se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că El în continuare deține controlul. Însă nu e treaba mea să mă amestec. Știți că E.T. Jones, când a fost ales președinte în 1901, era un om foarte aspru, foarte dur, foarte arțăgos chiar. Și frații din... Da, a fost ales ca președinte de conferință undeva în Fresno, dacă mi-am amintesc bine, California. Și oamenii de acolo, pastorii, colegii lui, s-au săturat de atitudinea acestui om. Le-a fost de ajuns un an de zile cu el. Și au hotărât ceva, au spus la următoarea alegere, atunci alegerile se făceau de la un an la altul, în 1902, au spus că ne întâlnim la aceste alegeri. Vom face ce putem și îl dăm la o parte pe Dickens. Au venit cu planul deja stabilit, au venit cu alte două propuneri, știau deja pe cine vor să pună în locul lui. Și în momentul în care s-au adunat la întâlnire, Ellen White era de față. Și prin inspirația Duhului Sfânt, Ellen White spune că Dumnezeu i-a arătat ceea ce se întâmpla. Știți cum a început ea cuvântarea? Ellen White mai întâi le-a vorbit fraților de acolo și le-a spus așa. A.T. Jones, mi-a fost arătat că A.T. Jones va continua să rămână în funcția de președinte încă un an de zile și următorul mandat. Și apoi a adăugat, Dumnezeu mi-a arătat mie lucrul acesta. Iar după ce a spus aceste cuvinte, l-a mustrat aspru pe A.T. Jones pentru atitudinea lui dură în felul în care se raporta la colegii lui. Iar apoi spune că A.T. Jones a plâns în urma acestui fapt și și-a cerut iertare de la colaboratori. Acum vreau să înțelegeți un lucru. Știți cum era A.T. Jones? El nu mai descrie într-un loc și spune așa, era ca și cum A.T. Jones vine cu un vas frumos de fructe înaintea ta, dar ți-l oferă cu atitudine încât tu spui, nu mai îmi trebuie nimic, lasă-mă și du-te de aici. Așa prezenta el adevărul, frații mei. Și așa a fost și în 1888. L-a folosit Dumnezeu în acea lucrare mare. S-a făcut o lucrare extraordinară prin el. Mă întreb, de ce Dumnezeu l-a folosit pe un om cu așa defecte grave de caracter? De ce l-a lăsat în punct? De ce l-a alege președinte mai târziu? Dumnezeu conducea totul. Și nu numai atât. A stat un an de zile acolo, a dovedit că nu este capabil de acest lucru. Și ce se întâmplă? Dumnezeu spune încă o dată. Iar oamenii aceștia au spus, nu, destul, ne ajunge, nu mai vrem. De ce Dumnezeu procedează așa?
Frații mei, pentru că Dumnezeu caută să-l corecteze pe om, să-l ajute. Dar nu numai atât. Nu doar că Dumnezeu lucrează asupra celui care este pus în funcția aceea ca să-și vadă adevărata lui față. Dar când El este acolo, frații mei, noi toți care suntem într-o poziție mai joasă, adică toți cei care suntem sub autoritatea acelui om, suntem testați de Dumnezeu cu privire la multe lucruri. Și ce trist este dacă noi ne-am ridicat împotriva oamenilor, permiși de Dumnezeu în anumite poziții de răspundere și le-am tăiat capul cu sabia. De ce? Pentru că noi avem zel, frații mei. Avem zelul să facem o lucrare pe care Dumnezeu nu ne-a dat-o și unde nu este treaba noastră. Iar pentru că procedăm așa, asemenea lui Uza, s-ar putea să o sfârșim într-un mod tragic. Acum vreau să ascultați. Sora, știți ce a spus după ce a vorbit cu A.T. Jones, cu ceilalți despre A.T. Jones? S-a îndreptat către cei care au făcut planuri să pună pe alți oameni în locul lui A.T. Jones și le-a spus așa: fraților, știu ceea ce voi deja ați pregătit. Știu că ați vrea să-l puneți pe fratele X și Y în poziții de răspundere. Este adevărat că ei au o atitudine mai blândă, mai calmă. Sunt, din punctul acesta de vedere, mai potriviți decât A.T. Jones să fie într-o astfel de poziție. Însă totuși Dumnezeu mi-a arătat că acei bărbați care sunt mai deosebiți ca și caracter, ei nu au inițiativă și forța necesară pentru a conduce și a răspunde la nivel de conferință. Într-un timp când, haideți să ne gândim la ceva, biserica trecea printr-o criză și Dumnezeu avea nevoie de oameni de acțiune. Ellen White spune că Dumnezeu a văzut că acei oameni nu erau oameni de acțiune, așa cum era A.T. Jones. De aceea era nevoie ca unul de A.T. Jones ca să conducă în acea poziție. Observați, frații mei, cum noi ne putem înșela ca oameni. În timp ce noi îl vedem pe unul mai blând, mai bun, mai calm, ca fiind potrivit pentru o anumită poziție, Dumnezeu spune nu. Aici este nevoie de unul care are forță, care are inițiativă, care este om de acțiune, care poate să facă lucrurile. Alt exemplu. Știți ce au făcut oamenii cu James White? Despre James White se spune că el zorea foarte mult lucrurile în lucrarea lui Dumnezeu. A dorit să stabilească, da, să înființeze o casă de publicație. A făcut-o. Apoi a vrut să înființeze sanatorii imediat. S-a apucat să deschidă și colegiul. S-a apucat și de organizarea bisericii. Și practic în toate domeniile el zorea pe ceilalți să facă lucrurile cât mai repede. Până când și sora White la un moment dat s-a îngrijorat de această atitudine. Însă Dumnezeu vine și spune sorii White ceva. În timp ce Dumnezeu poate că era puțin, cum să spun, ar fi fost dispus de asemenea să-l corecteze pe A.T. Jones, mă scuzați, pe James White în anumite situații, Dumnezeu, fiți atenți, îi spune sorei White următorul lucru. James White, soțul tău, este piesa potrivită la locul potrivit. Pentru că într-o astfel de lucrare care tocmai începuse, gândiți-vă, mișcarea adventă era la începutul ei, era nevoie de un om de acțiune și de un om care să zorească pe ceilalți, să-i stimuleze, pentru ca mișcarea adventă să se poată ridica, frații mei, și să intre pe scena acestei lupte. Era nevoie de un om care să aibă această atitudine. Și Dumnezeu spune că el a fost omul potrivit făcând această lucrare. În timp ce alții îl judecau, îl bârfeau, îl calomniau. Prieteni, ce învățăm din aceste exemple? Eu învăț un singur lucru. Că Dumnezeu are căile sale. Dar mă întorc puțin la A.T. Jones. Știți ce s-a întâmplat cu el după câțiva ani? A apostaziat. Și știți ce vor spune oamenii? Vezi? De ce l-a mai ținut Domnul în poziția aia? Frații mei, pentru același motiv pentru care Dumnezeu l-a ținut pe Iuda în poziția în care era. Dumnezeu până în ultimul moment caută să-l ajute pe om să-l salveze. Și Dumnezeu nu-l alege pe om pentru că este bun și desăvârșit, ci l-a alege ca să îl desăvârșească. Și prin desăvârșirea lui, prin procesul de desăvârșire a acelui om, el lucrează și în viața altora. Avem nevoie să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru mai clar ca niciodată. Pentru că aceasta este cauza principală pentru care sunt atât de multe lupte și probleme în mijlocul poporului Dumnezeu. Când vine vorba de poziție. Aș vrea să vă citesc un alt paragraf. Divina Vindecare 477.
Dacă unii sunt calificați pentru o poziție mai înaltă, Domnul nu va pune povara numai asupra lor, ci și asupra celor care i-au pus la probă, care le cunosc valoarea și care îi pot împinge înainte în cunoștință de cauză. Întrebare. Dacă eu vreau să fiu promovat, dacă eu vreau să fiu într-o poziție mai înaltă, sunt eu acela care trebuie să caute, să dorească sau să lupte pentru asta? Ce spune aici citatul? Dacă fac asta, este dovadă clară că eu n-am ce căuta într-o poziție mai înaltă. Este exact invers, prieteni. Cine trebuie să mă conducă pe mine în acea poziție mai înaltă? Dumnezeu prin oamenii Lui. Vor veni frații și vor spune, uite, ne-am rugat și Dumnezeu ne impresionează că tu ar trebui să intri într-o poziție mai înaltă. Așa lucrează Dumnezeu. Cine l-a chemat pe Moise, apropo, în poziția aceea? După cei 40 de ani, da, de instruire, cine l-a chemat pe Moise? Dumnezeu l-a chemat. Moise era atât de umil și atât de zmerit încât a spus, Doamne, nu vreau să vin acolo. Aproape că a refuzat. Dar înțelegeți care este atitudinea potrivită, frații mei, ca Dumnezeu să lucreze și să mă pună pe mine într-o anumită poziție? Din acest motiv ar trebui să fie o preocupare a mea să ajung undeva? Niciodată. De fapt, vreau să vă dau un exemplu. Avem un măr, da? Știm, da, despre ce este vorba. Un măr în grădină. Cât este de înalt mărul? Da, poate un metru, doi, trei, depinde de cât este el de mare. Cum este bradul pe lângă un măr? Dacă este să punem mărul lângă brad, care este mai înalt? Bradul este mult mai înalt. Acum, dacă mărul acela se luptă, se străduiește din răsputeri și caută să se întindă și să se întindă, poate el să ajungă la înălțimea bradului? Niciodată. Sau poate o floare, o păpădie, să ajungă la înălțimea mărului? Nu este posibil, frații mei. Același lucru Dumnezeu vrea să-L înțelegem în lucrarea Lui. Fiecare om își are locul și poziția lui stabilită de Dumnezeu. Unii vor rămâne în poziția în care se află acum pentru totdeauna și niciodată nu vor primi o răspundere mai mare. Pentru că Dumnezeu hotărăște așa. Și unii veți spune, dar de ce Dumnezeu nu vrea să-mi dea mai mult? Haideți să descoperim de ce. Știați că atunci când Dumnezeu te cheamă la o răspundere mai înaltă, El face lucrul acesta printr-o pregătire care înseamnă mai multă suferință și durere pentru tine? Citim, ascultați-mă. Educație 151. Toți cei care aduc în această lume o slujire sinceră lui Dumnezeu sau oamenilor, primesc o instruire pregătitoare în școala întristării. Deci cu cât este mai mare funcția și poziția în care vei fi, cu atât este mai mare întristarea prin care vei trece. Fiți atenți! Cu cât este mai mare sarcina încredințată, cu cât este mai înalt serviciul adus, cu atât este mai grea punerea la probă și mai severă disciplinarea. Mă întreb oare dacă mulți am înțelege acest adevăr, cât s-a mai râvni la pozițiile acelea. S-ar putea ca unii să încerce să sară peste aceste etape și să ajungă acolo fără efort, fără suferință, fără probe, fără teste. Însă, frații mei, la Dumnezeu nu merge așa. Dacă nu o vom face la timp, în pregătire pentru poziția pentru care Dumnezeu vrea să, da, să, în poziția în care El vrea să ajungem, Dumnezeu ne va pune la test și ne va proba când suntem deja acolo și va fi mai greu. Haideți să ne gândim la următorul lucru. A avut Elenai suferințe? E adevărat că a fost profetul lui Dumnezeu și poate mulți ne-am fi dorit să avem poziția ei. Uitați-vă, frații mei, câtă suferință. Piatra aceea o primește în față când este adolescentă. Din cauza aceea nu mai este în stare să scrie, să citească, să meargă la școală. Probleme mari. Apoi, cu această stare, ea intră în lucrarea lui Dumnezeu. Încep problemele. Suferință. Durere. Îi moare soțul după un timp. Îi mor copiii. Frații o bajocoresc, o calomnează, o bârfesc, o critică. Frații mei, dacă citiți experiența vieții sorei White, femeia aceasta a fost într-o luptă continuă. S-a luptat cu îndoiala. A suferit. A zăcut în pat pentru multe zile. De multe ori credea că se termină viața ei la un moment dat. De ce a permis Dumnezeu atât de multă suferință viața ei? O pedepsea Dumnezeu pentru că era rea? Nu! Dar Dumnezeu îngăduia toate acestea ca parte a disciplinei și a pregătirii pentru ca ea să fie capabilă de funcția pe care a primit-o. Frații mei, să fim atenți cum judecăm această problemă. Vă citesc un alt paragraf. Semnele timpului 9 martie 1888.
Dacă noi suntem capabili de o lucrare mai mare sau mai importantă, Dumnezeu știe totul despre acest lucru. Și este lucrarea Lui să ne înalțe. A cui este lucrarea? A Lui Dumnezeu. Nu a mea și nu a ta. Și nu a altora. Cât de recunoscători ar trebui să fim? Că noi nu avem povara responsabilității de a estima propriile noastre capacități și de asemenea de a alege locurile sau poziția noastră proprie. Adică spune că noi trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a lăsat în grija noastră să ne evaluăm capacitatea și să spunem eu cu abilitățile mele m-aș potrivi aici. Nu, spune că asta ține de Dumnezeu, îi aparține Lui. Ca atare, frații mei, ar trebui ca în mintea și inima mea, ca pastor, ca lider în Biserica Lui Hristos, ca orice aș fi eu, ca membru în biserică, când vine vorba de alegeri, să mă frământ că vreau în anumită poziție și să fac tot ce pot să ajung acolo? Nu, pentru că dacă încep să fac asta, este dovada că eu sunt descalificat să fiu lider. Eu trebuie să rămân umil la picioarele Lui Iisus. Și în providența Lui, dacă El vede că este necesar, mă ridică. Și dacă nu mă ridică, ce înseamnă? Că Dumnezeu nu vede că nu este necesar pentru mine. Și să fiu mulțumit că pot împlini lucrarea mea dată de Dumnezeu. De ce? Pentru că cu cât e mai mare responsabilitatea, cu atât mai mare testarea, proba, durerea, suferința. Avem nevoie să înțelegem acest adevăr. Dați-mi voie să vă arăt ceva. În Ieremia, capitolul 45. Știați că Ieremia a avut un secretar? Se numea Baruch. Haideți să vedem. 45. Baruch. Versetul 5. Ascultați ce a spus Ieremia. Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele. Căci iată voi aduce nenorocirea peste orice faptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Ce a spus Ieremia? Umbli după lucruri mari? Fratele meu, umbli după lucruri mari, după poziții înalte, după o funcție importantă în Biserica lui Dumnezeu? Nu umbla după ele, spune. De ce? Haideți să vedem de ce, frații mei. Psalmul 75 cu 6 și 7. De ce nu vrea Dumnezeu să umblăm după lucruri mari? După poziții înalte. Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea. Frații mei, nu vine nici de la frații ăștia care râvnesc atât de mult să te pună într-o anumită poziție pentru că vor să fii pionul principal prin care ei să-și realizeze apoi planurile lor. Nu prin astfel de oameni vine. Nici prin dorința ta proprie nu vine înălțarea. Nici prin faptul că, știu eu, cineva ți-a sugerat că ai fi bun de președinte, că arăți bine și că ai, nu știu ce, înțelepciune și talent. Și... Nu, frații mei, ascultați. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. El, nu eu. E treaba noastră, frații mei? Nu e treaba noastră. Am greșit dacă până acum ne-am băgat peste Dumnezeu în această problemă. Dumnezeu să ne ajute să luăm mâna, frații mei. Și dacă așa stau lucrurile, mă întreb, care este atitudinea mea ca membru în biserică? Să ies din ea pentru că e apostaziată? Nu, pentru că apostazia aceea este metoda lui Dumnezeu de a lucra și a mă sfinți pe mine. Rămâi supus în locul în care Dumnezeu te-a pus pe tine. Care este datoria noastră când vedem că greșește un lider? Roagă-te pentru el. Apropie-te de el, încearcă să-l ajuți personal. Iar dacă nu poți să-l ajuți, ia mâna și taci din gură. Nu lovi și nu arunca în unșii lui Dumnezeu, frații mei. Nu e treaba noastră asta, Dumnezeu se ocupă. Când eu încerc să fac ceva prin puterea mea, înseamnă că eu nu cred ce a zis Dumnezeu. Și din nou, spiritul antichristului se ridică mai presus. Unii cred că este zel și dovadă de credință și dreptate și curaj să meargă în fața învoanelor și să spună, uitați ce a făcut fratele X, fratele Y, ăla l-a făcut așa, ăla l-a așa, fratele ăsta e apostaziat aici, ăsta l-a din coace. Frații mei, tăiem capul oamenilor. Cine ne-a dat lucrarea asta? Diavolul ne-a dat-o. Vă spun sincer, diavolul, că Dumnezeu nu vine de la el. Vreau să ne apropiem de încheiere. Vă dădeam exemplul lui Iosif la un moment dat. Cine l-a trimis frații mei pe Iosif? Haideți să citim și acest exemplu. Psalmul 105, versetul 17.
Le-a trimis înainte pe un om. Despre cine vorbește? Cine vorbește în acest pasaj? Le-a trimis. Dumnezeu, frații, fiți atenți. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri. Păi eu credeam că frații lui Iosif l-au trimis în Egipt. Spune că Dumnezeu l-a trimis. Și noi, frații mei, avem tendința să judecăm lucrurile după mintea noastră limitată și să spunem, dar pe omul ăsta cine l-a mai pus aici? Fără să ne dăm seama că, de fapt, este modul lui Dumnezeu de a lucra și este planul lui ca omul acela să fie în poziția aceea. Așa apostaziat cum e. Vreau să vă întreb. Era de acord Dumnezeu ca poporul Israel să aibă un împărat ca celelalte națiuni? Nu era de acord. Dar când poporul a cerut cu insistență, ce a spus Dumnezeu? Bine. I-a lăsat Dumnezeu? I-a lăsat. Nu numai că i-a lăsat. După ce Dumnezeu spune bine, El îl trimite pe Samuel să aleagă omul pe care Dumnezeu îl vrea. L-a ales pe cine? Pe Saul. Deci inițial Dumnezeu nu e de acord cu un plan, dar după aceea Dumnezeu ce face? Se implică în ceea ce oamenii au ales și îl alege, Dumnezeu, fiți atenți, îl alege pe Saul ca să fie președinte. Știa Dumnezeu ce va face Saul? E adevărat că nu era idealul lui Dumnezeu în primul rând să fie împărat. Și de ce Dumnezeu totuși o face, frații mei? Pentru că Dumnezeu hotărăște lucrul acesta și nu omul. Unii vor spune, da, frate, dar este o diferență între faptul că Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu ar vrea alte lucruri. Frații mei, Dumnezeu se coboară la nivelul nostru. Dumnezeu merge la pas cu omul. Dumnezeu lucrează potrivit cu deciziile noastre. Potrivit cu planurile noastre. Sunt multe situații în care Dumnezeu și-ar fi dorit să fie altfel. E adevărat. Dar Dumnezeu lucrează potrivit cu ceea ce putem noi să înțelegem și cu ceea ce facem în prezent. Și în acele situații, totuși, El deține controlul total. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Consider că a fost suficient ceea ce am învățat în această ocazie. Însă aș vrea să mai închei cu un exemplu. Frații mei, dacă astăzi ai... Dacă ești în situația sau te găsești în situația în care cineva te necăjește, unul care are autoritate și este pus ca pastor, ca lider, undeva în zona în care ești tu, și te supără lucrul acesta, nu uita un lucru. Pavel și Sila au trecut prin aceeași situație. Și s-au supus programului de instruire, de educare a lui Dumnezeu. Iosif n-a evadat, n-a trișat, n-a sărit peste aceste etape. S-a lăsat instruit de Dumnezeu. A fost greu 13 ani ca rob, dar a stat acolo, în locul pe care Dumnezeu l-a avut pentru el. Moise la fel, frații mei. Nu este adevărat? A stat Moise 40 de ani sub instruirea lui Dumnezeu? A stat. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să conducă cum vrea el lucrurile. Iar noi cu umilință să rămânem în locul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru noi. Hristos, Lumina Lumii 435, spune că Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar nu caracterul lui. El căuta pentru sine locul cel mai de frunte și orice ființă care este stăpânită de spiritul lui face la fel. În felul acesta, înstrăinarea, dezbinarea, cearta ajung inevitabile. Stăpânirea ajunge premiul cel mai tare. Împărăția lui Satana este o împărăție a forței. Fiecare s-o cătește pe toți ceilalți ca o piedică pentru înaintarea sa sau ca o treaptă pe care călcând să ajungă la un loc mai înalt. O să mă întreb. Dacă mergi pe drum și ceva îți blochează drumul, hai să zicem că e o piatră, un bolovan sau un băț, un lemn. Frații, știți ce facem noi dacă ceva e în calea noastră pe drum? Dăm cu piciorul în ea și dăm la o parte. De ce? Pentru că ne împiedică să mergem unde vrem noi. Așa facem unii în Biserica lui Hristos astăzi. Când sunt unii înaintea noastră și pare că ne blochează drumul. Pare, am spus. Sau alții știți ce facem? Folosim altă metodă. Călcăm peste ea. Și călcând peste omul acela, ce se întâmplă cu tine? Te ridici mai sus. Calci pe alții în picioare, spune sora Oaie, ca tu să ajungi mai sus. Îngerii slavei, hai să vedem atitudinea adevărată a îngerilor. Se bucură atunci când oferă dragoste și grija neobosită ființelor căzute. Ființele cerești apelează stăruitor la inima oamenilor. Ele aduc aceste lumi întunecate, lumină din curțile de sus și printr-o slujire stăruitoare, plină de iubire, mișcă sufletul omului. Pentru a-l aduce pe cel pierdut în comuniune cu Hristos.
Frații mei, îngerii nu sunt disperați după poziție. Ei caută să ne aducă pe noi cât mai aproape de Hristos, spune. Ei nu sunt invidioși că am fi noi mai apropiați de Hristos. Niciodată. Mărturii volumul 5, 242. Ei trebuie să se bucure de reputația deosebită sau de prosperitatea fraților lor. Fiți atenți, atitudinea adevărată. Când îl văd pe unul că este pus în poziție înaltă, că crește și se dezvoltă și Dumnezeu îl folosește la un nivel foarte înalt. Care e atitudinea mea? Mă bucur de reputația deosebită, prosperitatea fraților lor, chiar și atunci când propriul lor caracter sau realizări par să fie lăsate în urmă. Frații mei, putem avea acest spirit? Știți cine l-a avut? Ioan Botezătorul. Ce spune Ioan Botezătorul despre Iisus? El trebuie să crească, el trebuie să mă micșorez. Au venit ucenicii la Ioan și au spus: Ioan, uite, se duce lumea mai mult după Iisus acum. Ce a spus Ioan? A, trebuie să pornim o luptă. Frații mei, nu, Ioan a spus: lăsați-i. Eu doar am pregătit calea. Cât de minunat este să recunoști lucrul acesta în experiența ta personală. Cât de minunat este să ai spiritul de a te umili. Știți ce înseamnă spiritul acesta în care tu mergi în jos? Noi îl folosim așa, un semn, când învățăm, dar în clasa întâia, anumite chestii la matematică, se numește minus. Unii nu poate să vadă minus decât plus, plus, plus tot timpul. Însă, frații mei, oamenii care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu trebuie să vadă minus. Știți de ce? Mai târziu Iisus spune că n-a fost niciunul mai mare ca Ioan Botezătorul. Adică cel care poate să fie minus aici pe pământ va fi plus în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au făcut invers, dacă ajung ca prin foc acolo, credeți-mă, eu cred că Dumnezeu va proceda în felul acesta. Dacă tu ai fost aici undeva foarte sus, Dumnezeu acolo îți va da un loc mai la urmă. Tocmai pentru ca El, pentru că El are acest simț al echilibrului. Dumnezeu nu vrea ca nimeni să-și asume ceva sau să considere că El este mai bun ca alții. Aș vrea să mă opresc aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să învățăm principiile adevărate. Cu privire la poziție, funcție, răspundere, conducere și așa mai departe. Dumnezeu să ne învețe cum să ne raportăm la conducători, la lideri. Dar Dumnezeu să ne învețe și pe noi, pe lideri, cum să ne raportăm la problema poziției în Biserica lui Hristos. Nu e ceva de râvnit. Din contră, cu umilință rămân în locul în care mă aflu. Iar dacă providența lui Dumnezeu crede că este necesară, El mă va duce mai sus. Și când Dumnezeu o face, frații mei, nimeni din lumea aceasta și nimic din univers, nu sunt atât de mulți demoni în lumea aceasta și atât de mulți oameni care să mă oprească să ajung unde vrea Dumnezeu. Dacă El o face. Dar dacă nu, ceartă, dezbinare, probleme, necazuri, lupte. Și în felul ăsta noi ne putem pregăti pentru ultima încercare. Dumnezeu să ne învețe și să ne ajute să aplicăm aceste principii în viața noastră și în experiența noastră personală. Dumnezeu să ne dea puterea să.